Bine v-am regăsit! Așa cum am promis în ultima mea postare, încep seriile dedicate rezolvării problemelor și, așa cum îi stă bine studiului fizicii, încep cu mecanica. Dar vor urma foarte curând și termodinamica, curentul electric continuu și optica geometrică, deocamdată. În aceste materiale nu voi face teorie și nici măcar nu vă voi prezenta metode generale de rezolvare a problemelor sau algoritmi pentru rezolvarea problemelor. Astfel de lucruri găsiți în cursurile teoretice și aplicative. Aici doar voi rezolva probleme. Încă ceva, voi alege probleme asemănătoare și de același grad de dificultate cu cele care se dau la bacalaureat și la admiterea în învățământul superior, pentru că scopul acestor serii este să-i ajute pe cei care se pregătesc pentru astfel de examene. Și acum să începem și pentru început să vedem textul problemei de azi. După cum ați văzut, problema spune că avem un plan înclinat la 30 de grade și aruncăm de la baza planului înclinat un corp care urcă până undeva pe planul înclinat, se oprește o clipă și apoi revine la baza planului înclinat. Și problema spune că timpul de coborâre a corpului pe planul înclinat este dublu, este de două ori mai lung decât timpul de urcare. Dacă vă întrebați de ce, pentru că este frecare și o parte din energia cinetică a corpului se transformă în căldură prin frecare. Ceea ce înseamnă că atunci când va ajunge la baza planului înclinat, corpul nostru va avea o viteză mai mică, vorbim despre modulul vitezei, decât viteza pe care a avut-o la lansare. Și asta mai înseamnă că viteza lui medie la urcare este mai mare decât viteza lui medie la coborâre și din cauza asta timpul de coborâre este mai lung decât timpul de urcare. Deci cunoaștem doar acest raport, raportul dintre timpul de coborâre și timpul de urcare este 2 și pe baza acestei informații trebuie să găsim valoarea coeficientului de frecare dintre corp și suprafața planului înclinat. Să plecăm de la principiul fundamental al dinamicii, care spune că produsul dintre masa unui corp și accelerația lui pe o anumită direcție este egal cu suma algebrică a forțelor care acționează pe direcția respectivă. Și acum dacă vă uitați la un corp care se găsește pe un plan înclinat, vedeți desenul, observați că dacă descompunem greutatea după două direcții, una perpendiculară normală la planul înclinat și una de-a lungul planului înclinat, avem o forță care ne interesează, care este pe direcția mișcării, GP, componenta paralelă cu planul înclinat a greutății. Și această forță, GP, se poate calcula cu formula G înmulțit, așa cum vedeți pe desen, cu sinus de alfa sau M ori G ori sinus de alfa. Componenta normală, Gn, este M ori G ori cosinus de alfa. Mai avem și, în general vorbind, și în problema noastră, de asemenea, o forță de frecare. Dar forța de frecare poate să fie orientată spre baza planului înclinat, când corpul urcă, sau spre vârful planului înclinat, când corpul coboară. Uitați-vă la acest desen, vă rog, și veți vedea situația în cazul în care corpul urcă. Forța de frecare este orientată spre baza planului înclinat. În al doilea desen, corpul coboară și aici forța de frecare este orientată spre vârful planului înclinat. Deci, în timp ce GP are tot timpul orientarea spre baza planului înclinat, forța de frecare poate să fie orientată atât spre baza planului, cât și spre vârful planului, în funcție de cum se mișcă corpul, coboară sau urcă.
Și acum să scriem ecuația principiului fundamental pentru cazul în care corpul urcă. Deci avem desenul pe care îl vedeți acum. Masa înmulțită cu accelerația la urcare va fi suma algebrică a forțelor care acționează. Dar observați pe acest desen că ambele forțe, în acest caz, în cazul în care corpul urcă, au sensul opus mișcării corpului. Deci amândouă trebuie luate cu semn negativ. Deci este minus forța de frecare și minus GP. Adică masa ori accelerația la urcare este minus forța de frecare este mu ori Gn, mu ori apăsarea, adică mu ori M ori G ori cosinus de alfa, și minus GP, adică M ori G ori sinus de alfa. Ecuația se poate împărți la M, nu are importanță cât este masa corpului, accelerația lui va fi aceeași, și găsim că accelerația la urcare are expresia minus G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Acum să scriem ecuația pentru cazul în care corpul coboară. Vedeți acest desen de data asta. Acum GP este o forță pozitivă pentru mișcarea noastră, pentru că este în sensul mișcării. Și atunci masa ori accelerația la coborâre va fi GP, adică M ori G o sin de alfa, minus forța de frecare, adică minus mu ori M ori G ori cosinus de alfa. Și din nou împărțim ecuația la M, la masă, și găsim că accelerația la coborâre este egală cu G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și am găsit cele două expresii pentru cele două accelerații. Acum să scriem formula lui Galilei pentru cele două mișcări. Forma generală a formulei lui Galilei este V pătrat, adică viteza finală la pătrat, este V0 pătrat, viteza inițială la pătrat, plus 2A ori D, de două ori accelerația înmulțită cu distanța parcursă de mobil. Din momentul în care viteza era V0 până în momentul în care viteza a devenit V. Pentru mișcarea de urcare putem scrie atunci viteza finală la pătrat este viteza inițială la pătrat și accelerația la urcare, fiind negativă, punem aici semnul minus, de două ori D și mai vine expresia accelerației G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Dar viteza finală pentru mișcarea de urcare este zero. Corpul se oprește o clipă la sfârșitul acestei mișcări. Deci V este 0. Și atunci, din această relație, găsim că V 0 la pătrat este egal cu de 2 ori D ori G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. O relație care ne va fi de folos un pic mai târziu. Acum să scriem formula lui Galilei pentru cazul în care corpul coboară. Atunci avem viteza cu care el ajunge jos, să notăm cu V' la pătrat. Viteza finală este viteza cu care corpul ajunge la baza planului înclinat pentru mișcarea de coborâre. O notăm așa cum am spus cu V' și atunci V' pătrat este egal cu V0 la pătrat. Dar pentru mișcarea de coborâre, viteza inițială este 0. Pentru că la mișcarea de coborâre, corpul pleacă din repaus. El s-a oprit o clipă acolo, în punctul cel mai de sus în care a ajuns, și începe să coboare. Deci nu avem acest termen. Mai avem atunci de două ori distanța înmulțită cu accelerația la coborâre,
G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și avem aceste două expresii pentru viteze. Putem scrie că V0 este radical din tot ce avem aici, 2 de G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa, iar V prim este radical din tot ce avem aici, 2 de ori G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Pentru că, așa cum v-am spus, vom avea nevoie de aceste relații. Ajuns aici, trebuie să fac două precizări. Întâi, am folosit formula lui Galilei, dar formula lui Galilei se referă la mișcarea uniform variată, ceea ce înseamnă că am presupus că atât mișcarea de urcare, cât și mișcarea de coborâre sunt uniform variate. Așa este, așa sunt, pentru că forțele care acționează în timpul mișcării sunt constante. Și dacă rezultanta forțelor care acționează asupra unui corp este constantă, atunci și accelerația corpului este constantă, deci mișcările noastre sunt uniform variate. Așa că putem aplica nu doar formula lui Galilei, putem să folosim oricare altă formulă care se referă la mișcarea uniform variată. A doua precizare este că în expresiile vitezelor n-am scris distanța la urcare și distanța la coborâre. Am scris de fiecare dată D. Și e normal să facem așa, pentru că distanța pe care coboară corpul este egală cu distanța pe care urcă. Ar fi culmea să nu fie așa. Și atunci notăm cu D această distanță și nu complicăm lucrurile spunând distanța la urcare și distanța la coborâre. Și acum, noi cunoaștem raportul dintre timpul de coborâre și timpul de urcare, dar deocamdată n-am vorbit deloc nici despre timpul de urcare, nici despre timpul de coborâre. Avem nevoie de expresiile acestor timpi ca să putem să rezolvăm problema. Și pentru a găsi o expresie pentru timp, atât la urcare cât și la coborâre, ne vom folosi de legea vitezei în mișcarea uniform variată. Forma generală este că viteza finală este egală cu viteza inițială plus accelerația ori timpul. Să aplicăm această formulă, legea vitezei în mișcarea uniform variată, pentru mișcarea de urcare. Viteza finală în mișcarea de urcare este egală cu viteza inițială, care este V0, viteza cu care lansez corpul pe planul înclinat, plus accelerația ori timpul, dar am nevoie de accelerația la urcare, care e negativă. Deci minus G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa înmulțit cu timpul de urcare. Însă viteza finală în mișcarea de urcare este 0. Și atunci obținem că V0 este egal cu G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa înmulțit cu timpul de urcare. Și de aici rezultă că timpul de urcare are expresia V0 supra G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Acum să scriem legea vitezei pentru mișcarea de coborâre. Viteza finală în mișcarea de coborâre am notat-o cu V'. Și atunci avem V' este egal cu viteza inițială, nu avem la mișcarea de coborâre. Corpul pleacă din repaus. Deci lipsește acest termen. Rămâne doar plus accelerația la coborâre înmulțită cu timpul. Adică G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa înmulțit cu timpul de coborâre. Și de aici rezultă pentru timpul de coborâre expresia V' supra G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și acum avem două expresii pentru
cei doi timp care ne interesează. Mai rămâne să facem raportul lor și să vedem ce se întâmplă mai departe. Mai avem un pic. Noi cunoaștem raportul dintre timpul de coborâre și timpul de urcare. Este 2. Să facem acest raport. Timpul de coborâre supra timpul de urcare este, avem aici expresiile lor, voi scrie acest raport în felul următor. V' odată supra V0 înmulțit cu G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și G mic se simplifică. Și obțin că acest raport este V' pe V0 înmulțit cu ceea ce vedeți acolo, această fracție. Dar am expresii pentru V' și V0. Și dacă voi face raportul V' pe V0, observați că se poate scrie totul sub un singur radical și 2 de G se simplifică. Și atunci obținem că raportul timpul de coborâre pe timpul de urcare este egal cu radical din V' pe V0. Sin de alfa minus mu ori cosinus de alfa supra sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa și înmulțit cu sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Dacă introducem sub radical această fracție, atunci sin de alfa plus mi ori cos de alfa la pătrat se simplifică cu sin de alfa plus mi ori cos de alfa. Sin de alfa minus mi ori cos de alfa la pătrat se simplifică cu sin de alfa minus mi ori cos de alfa. Și obținem că timpul de coborâre supra timpul de urcare este radical din sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și deja avem o relație în care singura necunoscută este mu, coeficientul de frecare. Sper că n-ați uitat că asta trebuie să calculăm. Pentru că raportul TC supra TU îl cunoaștem, este 2. Așa că să ridicăm la pătrat și să scriem așa. Sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa este egal cu, când ridic la pătrat acest raport care are valoarea 2, devine 4. 4 înmulțit cu numitorul cu sinus de alfa minus 4 înmulțit cu mu ori cosinus de alfa. Și de aici rezultă 4 sinus de alfa minus sin de alfa 3 sinus de alfa este egal cu mu ori cos de alfa plus 4 mu ori cos de alfa 5 mu înmulțit cu cosinus de alfa. Și de aici rezultă în final că mu, coeficientul de frecare, este 3 pe 5 înmulțit cu sinus de alfa supra cosinus de alfa, care este tangentă de alfa. Și am găsit expresia pentru coeficientul de frecare. Și dacă o să faceți calculele, ținând seama că alfa este 30 de grade, veți vedea că dintre răspunsurile care ne-au fost propuse la început, răspunsul A este corect. Calculele vor da o valoare foarte apropiată de valoarea de la punctul A. În final, o scurtă generalizare. Am avut raportul dintre timpul de coborâre și timpul de urcare egal cu radical din sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa supra sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Să notăm
raportul timp de coborâre supra timp de urcare cu capa. Și atunci dacă ridic la pătrat, voi avea aici capa pătrat și pot să scriu următoarea ecuație. Sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa este egal cu capa la pătrat înmulțit cu sinus de alfa minus capa la pătrat înmulțit cu mu ori cosinus de alfa. Și de aici rezultă capa pătrat sin de alfa plus sin de alfa înseamnă capa la pătrat plus 1 înmulțit cu sinus de alfa este egal cu mi ori cos de alfa plus capa la pătrat ori mi ori cosinus de alfa înseamnă capa la pătrat plus 1 înmulțit cu mi ori cosinus de alfa. Și atunci obțin pentru mu expresia capa la pătrat minus 1 supra capa la pătrat plus 1 înmulțit cu sinus de alfa pe cosinus de alfa înmulțit cu tangentă de alfa. Și această relație vă permite să calculați valoarea coeficientului de frecare pentru orice valoare a raportului timp de coborâre pe timp de urcare. Dar relația ne mai arată ceva. Dacă raportul are valoarea 1, atunci mu trebuie să fie 0. Pentru că am aici 1 minus 1. Și așa este, așa trebuie să fie, pentru că un raport egal cu 1 presupune că timpul de coborâre este egal cu timpul de urcare. Dar asta se întâmplă doar dacă viteza cu care corpul ajunge jos la baza planului inclinat este egală cu viteza cu care a fost lansat. Și asta se întâmplă doar dacă nu există frecare. Și a doua observație este că acest raport, atunci când crește valoarea lui K, tinde spre 1. Și asta înseamnă că mu va fi întotdeauna mai mic decât tangentă de alfa. Tinde spre tangentă de alfa, dar rămâne mai mic decât tangentă de alfa. Și acest lucru este normal, pentru că dacă mu ar avea valoarea mai mare decât tangentă de alfa, găsiți în cursul teoretic o explicație pentru acest lucru, atunci corpul nostru nu s-ar mai întoarce. Problema n-ar mai avea sens. Corpul lansat ar urca până undeva, s-ar opri acolo și ar rămâne acolo. Repet, dacă mu ar avea valoarea mai mare decât tangentă de alfa. Aceasta a fost prima problemă de mecanică rezolvată. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!